Bună, dragilor, și bine ați revenit la Happy Cafe! După cum v-am bine obișnuit aici, pe canafeluță, cu cafeluțele pregătite, gata de acțiune. Și dacă tot e luna iubirii, în continuare, desigur, colega noastră Alexandra a avut o întâlnire, de fapt, mai multe, foarte interesante, da, cu specialiștii noștri în iubire. Ok. Poți să preiau treaba de la tine? Da, te rog, bine. Dar vezi, cu credite, da? Da. Mulțumesc, da. Și a încercat să afle cum cred ei că ar trebui să ne alegem partenerii. Și de ce se spune că iubirea nu e suficientă? V-am făcut curioși? Hm? Haideți să vedem ce ne-au spus specialiștii noștri în iubire. Hai să vorbim astăzi despre celebra replică iubirea nu e de ajuns. Nu prea e întotdeauna. Asta pentru că de multe ori cred că nici nu știm, nu ne definim cum trebuie iubirea și confundăm de multe ori iubirea cu, nu știu, îndrăgosteala, dacă vrei, sau pasiunea aia de la început. Ce înseamnă de fapt că iubirea nu este de ajuns? Ce presupune de fapt o relație sănătoasă de iubire într-o relație? Și cum putem să facem să adăugăm ce lipsește, dacă se poate? E clar că într-o relație sănătoasă de cuplu e nevoie de ceva mai multe ingrediente decât iubire și atât. Nu cred că putem să construim ceva cu un singur ingredient, cum nu prea reușim să facem nici mâncare cu un singur ingredient. Așa că mâncarea asta atât de complexă numită relații interpersonale, cred că necesită și ea mai multe ingrediente. Și cred că trebuie, evident, să avem ingrediente precum respect reciproc, trebuie să avem valori comune, principii, comunicare, pasiuni comune, tot felul de astfel de lucruri care practic să umple spațiul ăsta dintre noi și în momentul în care trece perioada aia de îndrăgosteală să nu ne uităm la omul din fața noastră să ne întrebăm, bun, și eu ce treabă am de fapt cu omul ăsta, că... Exact, cam așa ceva. E nevoie de mult mai mult decât simplu iubire. E clar că ar trebui să știm ce înseamnă iubirea pentru noi și în general definim iubirea în funcție de felul în care am fost noi iubiți. Ne întoarcem iar la ce am trăit copii fiind și la felul în care am perceput iubirea, cum am primit-o, sub ce forme am primit-o, dacă, nu știu, copii fiind, părinții noștri, să zicem că erau fizic mai mult absenți pentru că munceau foarte mult, însă compensau cu foarte multe daruri, există posibilitatea ca ajungi la maturitate să căutăm fix același tip de iubire și să considerăm că asta înseamnă să fii iubit, să primești foarte multe daruri. Și dacă la rândul lui partenerul a trăit într-o familie complet diferită și poate el a fost obișnuit că în niciun caz partea materială nu primează, ci din contră partea timpul petrecut împreună timpul sau petrecut, alte... Riști să ai două persoane care se iubesc, probabil că își arată în felul fiecăruia iubirea, dar celălalt nu înțelege limbajul. Exact. Nu au un limbaj comun. Nu au un limbaj comun al iubirii și dacă nici nu suntem conștienți de povestea asta cu limbajele iubirii, nici nu vom căuta să vedem care e limbajul nostru și care e limbajul celuilalt, astfel încât să putem să reglăm lucrurile și să oferim iubire și să primim iubire așa cum ne dorim. Se poate, odată ce am conștientizat ambii parteneri, să spunem, că există diferențele astea între stilurile noastre de atașament sau limbajele noastre. Există posibilitatea să ajungem până la urmă la un consens, la compromisurile care să ne ajute să ne înțelegem unul altuia limbajul și să funcționeze relația? Dacă ținem cont de faptul că o relație este o creație, cum zice același Arvin Yalom pe care tot menționez, da, se poate. Până la urmă trebuie să înțelegem că omul din fața noastră, partenerul nostru, nu este un trofeu. L-am cucerit, am pus trofeul undeva frumos și gata, s-a terminat, nu mai avem nimic de făcut. Exact. Nu e ca în bazme unde ne luptăm cu balaurii și cu ce ne mai luptăm pe acolo și după ce i-am învins urmează căsătoria și apoi au trăit fericiți până la din bătrâneți, ci e o continuă muncă și cumva o investiție continuă de timp, de energie, de emoții, de
tot felul de resurse, astfel încât relația asta să funcționeze și să fie împlinitoare a la lung. De aceea e absolut necesar, cum spuneam, ca pe lângă iubirea aia pe care o simțim vis-a-vis de celălalt, să mai fie și alte elemente introduse în relația cu partenerul nostru. Evident că trebuie să-ți dorești foarte mult să înveți și limbajul de iubire al celuilalt. Necesită o foarte bună autocunoaștere, adică întâi să vezi tu despre ce e vorba la tine, cum percepi tu iubirea, cum preferi să o primești, cum ai primit-o în trecut, dacă asta te-a făcut să te simți împlinit. Până la urmă sunt oameni care poate că au fost iubiți copii fiind, dar n-au perceput aceea ca fiind iubire. Și atunci, iarăși e o discuție și de asta e nevoie, cumva, și-ar fi ideal ca înainte să pornim așa într-o relație pe care ne-o dorim pe termen lung, să fie avut timpul necesar să ne și descoperim noi pe noi întâi cât de cât, să știm ce ne dorim, cum ne dorim, ce vrem, ce vrem să cerem de la cel din fața noastră, ce așteptări avem, da. Și cred că de asta auzim foarte des replica... Băi, la nivel declarativ, noi ne iubim foarte mult. El îmi spune te iubesc, eu îi spun te iubesc, e sincer, sunt sinceră, dar nu simt asta sau nu simțim. Oricât de mult am da, celălalt nu simte că îi dăm, pentru că nu îi dăm de fapt ceea ce el și-ar dori să primească. Exact. Și deci primul pas și cel mai important e conștientizarea și încercarea de a, te înțelege mai întâi pe tine și limbajul tău și apoi pe al celuilalt. Din nou revin cu întrebarea, e nevoie neapărat din perspectiva ta de terapie sau putem să, nu știu, citim ceva, să ascultăm ceva și să... Putem să facem asta și singuri. Acum e clar că nu toată lumea are acces la terapie până la urmă și atunci asta nu înseamnă că oamenii care nu au acces la terapie nu pot avea niște relații frumoase, echilibrate, sănătoase, împlinitoare. Dar trebuie să existe dorința asta de a lucra la relațiile noastre și înțelegerea faptului că, da, e o muncă pe termen lung, continuă, exact, o investiție continuă în povestea asta, dacă ne dorim ca lucrurile să meargă bine. Apoi, cred că e vorba și de a conștientiza și de a seta niște așteptări realiste. Nu există relație care să nu treacă prin momente de criză. Nu există o relație în care să nu existe discuții în contradictoriu, adică nu trebuie să ne setăm că totul trebuie să fie roz și în momentul în care nu mai e roz, gata, e clar că nu mai există iubire sau nu mai putem să mai facem lucrurile să funcționeze. Până la urmă, iarăși, din astfel de momente de criză, relația poate să crească și să treacă la nivelul următor, să treacă la nivelul de iubire matură, care nu mai presupune poate nebunia și euforia de la început, dată în primul rând de toți hormonii aia care se activează în momentul în care ne îndrăgostim, dar presupune multe, multe alte lucruri care practic ne duc mai departe în povestea noastră și de care ne putem folosi ca niște ancore în momente foarte dificile ale vieții noastre. Crezi că relațiile în care există un limbaj mai apropiat, poate, sau hai să spunem un limbaj comun al iubirii, adică în care să spunem că ambii parteneri au trăit în familii similare, cu valori și principii similare și cumva au cam același stil de atașament, au semnificativ mai multe șanse să funcționeze decât cele în care, nu știu, mediile au fost foarte, foarte diferite? Cred că e o șansă în plus atunci când raportăm la lucruri similare, pentru că atunci când practic avem valori comune și principii comune în ceea ce privește construcția și felul în care ar trebui să arate o relație, probabil că e un pic mai ușor de comunicat și un pic mai ușor de setat limite, reguli, tot ceea ce trebuie setat într-o relație, pentru că, da, într-o relație e nevoie să setăm niște reguli, nu putem să jucăm jocul ăsta fără niciun fel de reguli. Și să ne așteptăm să și funcționeze. Deci, da, ajută un background comun, faptul că, nu știu, provenim din familii asemănătoare, că ne întâlnim poate cu anumite povești și putem astfel să ne normalizăm unul pe celălalt, recunoaștem anumite lucruri în celălalt, ne simțim, până la urmă, exact, asta ne cam atrage către anumiți oameni. Sentimentul ăsta de familiaritate, faptul că ceva acolo ne pare cunoscut, ne e familiar, parcă am mai trăit undeva lucrul respectiv. Da. Și asta, da, ne ajută cumva să fim mai aproape de omul respectiv.